Cum să fac să mă placă fata asta? Întrebarea pe care o primesc cel mai des de la voi și, sincer, m-am săturat de ea. Și nu e vorba că nu vreau să vă răspund, ba chiar mă simt foarte recunoscător că v-ați gândit să-mi cereți niște sfaturi, însă vreau să vă ofer un răspuns mai amplu, așa că am să dedic un întreg video acestei teme. Am găsit 5 lucruri pe care dacă le faci și fata încă nu te place, îmi pare rău, dar trebuie să-ți găsești alta. Atenție, nu trebuie să ai toate aceste calități ca să te placă o fată, dar cu cât ai mai multe, cu atât șansele o să-ți crească. După cum știm, fiecare fată are preferințe diferite în materie de băieți, la fel cum și noi avem preferințe diferite în materie de fete, dar aceste 5 calități sunt general valabile. Acestea fiind spuse, să-i dăm drumul. Primul lucru este să arăți bine. La vârsta asta, fie că ne place sau nu, factorul cel mai important care determină dacă o fată te place este aspectul fizic. De ce spun asta? Pentru că aspectul fizic este relevant doar în relațiile de scurtă durată, iar acestea predomină la categoria noastră de vârstă. Ok, deci tu ai un set de trăsături genetice cu care te-ai născut, pe care nu poți să le schimbi. Trebuie să te gândești ce e de făcut. Cum să fac să le îmbunătățesc? Vestea bună e că poți îmbunătăți orice ține de aspectul tău fizic. Poți depune mai mult efort cu părul tău. Dacă nu te-ai mai dus de o grămadă de timp, fă o tură pe la frizerul tău să te rezolve și treci pe la el mai des și poate chiar încearcă și o frizură nouă. Dacă ai monosprânceană, fugi la magazin și cumpără o pensetă și pensează părul din mijloc. Te speli pe dinți, dacă nu, ar trebui să începi de 2 ori pe zi, dimineața și seara, și în timp o să observi o schimbare semnificativă a culorii dinților. Investește într-o periuță electrică și mestecă gumă după ce mănânci ceva ca să nu-ți rămână resturi între dinți care pot să provoace carii. Să nu mai spun că elimină și mirosul neplăcut din gură. Ai probleme cu coșurile și pielea ta nu este așa cum ar trebui? Du-te la dermatolog și interesează-te ce creme ar trebui să folosești, pentru că sunt soluții destule. A venit vara, ar trebui să faci duș mai des și să te dai cu deodorant la sub braț de fiecare dată când pleci de acasă. Ar ajuta să te dai cu parfum, taie-ți unghiile, du-te la sală dacă ești prea slab sau supraponderal, poartă haine care să-ți vină și dacă ești prea scund, poartă încălțări care să te facă mai înalt. Vedeți voi, oricine poate să arate bine dacă depune puțin efort, trebuie doar să existe voință. Dacă arăți bine, te și simți bine, iar fetele o să observe asta. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să te placă fetele sau o fată în particular este să ai curaj. Trebuie să reziști la presiunea socială, să ai curajul să te duci să vorbești cu fata respectivă și să te uiți în ochii ei atunci când o faci. Trebuie să ai curajul să preiei inițiativa. Ce înseamnă asta? Să o invizi la întâlnire, să aduci subiecte noi de discuții și să creezi tensiune sexuală prin atingeri și vorbe. Poți căpăta acest curaj prin experiență. Încercând, descoperi ce funcționează și ce nu funcționează. De aceea am spus în trecut și o spun și acum, trebuie să interacționezi cu mai multe fete înainte să ai o relație adevărată. Fiecare experiență, fie ea negativă, aici vorbim de respingeri și despărțiri, sau pozitivă, te ajută să înveți și să capeți experiență și curajul de care vorbim. Depinde de tine dacă atunci când o fată te respinge, alegi să înveți din experiența respectivă și să știi ce să nu faci data viitoare sau să îți dai pumn în cap că n-a ieșit așa cum ți-ai dorit. Sau mai rău, să dai vina pe fete. Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei ca fetele să te placă este să fii interesant. Cum ai putea să găsești subiecte de discuții dacă tu în fiecare zi stai acasă în pat făcând nimic? Nu ai ce să povestești, ești plictisitor, nimeni nu vrea să fie în preajma ta. E timpul să schimbi asta și să te bucuri de viață, pentru că fiecare lucru pe care îl faci afectează pe cei din jurul tău. Să zicem că ești prost dispus, da? Și interacționezi cu mama ta. Mama ta îi transmite această stare negativă tatălui tău. Tatăl tău, la rândul lui, interacționează cu un coleg sau un prieten de muncă și îi transmite starea negativă și uite așa se propagă. Acum te întreb, ce stare vrei să propagi? Pentru că și cea pozitivă funcționează în același mod. Poți fi o persoană interesantă care atrage pe toată lumea, inclusiv fetele, pentru că despre asta vorbim azi. Sau poți fi exact opusul, persoana care respinge pe toată lumea. Așa cum am spus, dacă trăiești viața cu plăcere, ceilalți vor simți asta și îi vei influența în bine și vor căuta să petreacă mai mult timp în preajma ta. De ce crezi că oamenii de succes sunt atât de căutați și timpul lor e atât de prețios? Pentru că oricine și-ar dori să le fure 2 minute din timpul lor să le pună o întrebare sau orice altceva. Să fii motivat să faci ceva cu și din viața ta te face o persoană interesantă, iar fetele se vor întrece să fie în preajma ta. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să atragi o fată sau mai multe, este să fii amuzant. Te-ai gândit vreodată de ce oamenii se căsătoresc și formează relații? Pentru că e mai ușor să treci prin greutățile vieții alături de cineva, e mult mai greu singur. De aceea, să faci o fată să râde e o unealtă atât de puternică să o faci să te și placă, pentru că pentru o perioadă scurtă de timp o faci să uiți
uită de toate problemele pe care le are, perioada în care râde. Acest lucru funcționează similar drogurilor, pentru că drogurile îți induc o stare temporară de plăcere care te face să uiți de tot. Din acest motiv, dacă ești amuzant și faci o fată să râdă, va căuta să fie în preajma ta mai mult timp. Însă, să fii amuzant nu e deloc ușor, pentru că necesită un anumit grad de inteligență și agerime pentru a specula fiecare situație care ar putea conduce la o glumă bună. Și, în final, al cincilea lucru care ar trebui să te definească dacă vrei ca fetele să te placă și nu numai, este să ai încredere în tine. Aceasta este probabil cea mai importantă calitate pe care o poți avea dacă vrei să fii atractiv fetelor. Vreau să dau un exemplu, naționala noastră de tineret. Dacă ei nu aveau încredere că pot să bată Anglia, Croația și Franța, noi cum puteam avea încredere în ei? În schimb, au arătat că au tărie de caracter și că abordează fiecare meci la victorie. Am rămas șocat când am auzit declarațiile lor înainte de meciuri. Toți spuneau că o să-i bată, chiar dacă echipele adverse erau mult mai bine cotate decât noi. În schimb, nu am auzit niciodată un jucător la echipa mare înainte de un meci important să spună că da, o să-i batem. Tot ce spuneau este da, sperăm să câștigăm sau sperăm să facem un meci bun. Acest sperăm reprezintă o lipsă de încredere în forțele proprii. Putem învăța cu toții ceva de la acești băieți care pe mine sincer m-au făcut fericit și putem să transpunem încrederea lor în viețile noastre. Încredere care ne va aduce reușite și ne va face mai atractiv pentru oricine, inclusiv în fața fetelor. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Am să las aici lista cu cele 5 lucruri ca să nu existe probleme. Dacă v-a plăcut videoclipul și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți să-mi adresați orice fel de întrebări legate de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Iar dacă vreți să susțineți canalul și vă place ceea ce fac, puteți cumpăra stickere personalizate de pe pagina mea de Instagram, se numește Stickered, aveți linkul în descriere. Trimiteți-mi acolo mesaj cu stickerele pe care le vreți. Fiecare sticker costă doar 2 lei și livrarea e gratuită în Craiova și 10 lei oriunde în țară. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită, nu rateu! Pa, pa!